Dintre cei 43 de medici de familie care și-au dat acordul să vaccineze pacienți în cabinetele proprii, doar 11 au început să facă acest lucru. Imunizarea în cabinetele medicilor de familie a început de săptămâna trecută și până acum s-au imunizat 110 botoșeneni. Ei pe listă, medici de familie, sunt în jur de 43 de persoane care și-au dat acceptul de a vaccina și mai avem încă solicitări în curs. Dar deocamdată 11 medici de familie au reușit să administreze doze de vaccin Johnson în 11 cabinete de medicale și s-au vaccinat de la începutul săptămânii trecute până astăzi 110 persoane cu doze de vaccin Johnson. Potrivit autorităților, numărul persoanelor imunizate nu este chiar surprinzător. Noi îmi dorim mai mult pentru că faptul că acest vaccin se va administra în cabinetul medical de familie cred că este un lucru benefic pentru pacienți, fiind mult mai confortabil vaccinarea într-un spațiu care deja îl cunosc. În momentul de față, rata de vaccinare de la nivelul județului Botoșani este de 14,4%.